Cu Ceaușescu la putere, cu legăturile telefonice tăiate de restul țării, timișorenii au avut curajul să-și declare liber orașul. Domnul general Victor Stănculescu a mărturisit foarte târziu în proces că a tras armata, a tras securitatea, a tras miliția. Nu este exclus să mai fi tras și alții, dacă s-au invocat rațiuni de stat. Indiferent însă de autorii care au executat foc asupra populației, timișorenii nu mai puteau fi îngenunchiați. Orașul era declarat liber de dictatură, în general, de autoritățile sale locale. Numai așa, cei de la operă, unde se puneau bazele primei organizări politice, și-au desemnat reprezentanți care să negocieze cu oamenii lui Ceaușescu de la Comitetul Județean de Partid. Eram 7 persoane, domnul Marcu, domnul Oprea, domnul Petrișor, domnul Savu, domnul Juravle, Mirela Florescu și eu. Vă era teamă? Nu, cred că nu realizeam în momentele acelea. Totuși era ceva nou și știam că consecințele nu o să fie prea plăcute. Cam ce s-a cerut în numele mulțimii timișorene? S-a cerut, în primul rând, demisia guvernului și a președintelui țării. Apoi s-au cerut morții din Timișoara. Știu că domnul Marcu a întrebat de fiul lui care a dispărut de acasă. Domnul Pacoste i-a spus s-ar putea să fi trecut granița. S-a cerut eliberarea deținuților. S-a cerut deschiderea granițelor care erau închise în acele momente. S-a cerut îmbunătățirea condițiilor de viață. Cum a reacționat Dăscălescu, care înțeleg că era cel căruia i se adresau în principal aceste revendicări? Domnul Dăscălescu mi s-a părut nervos, știu că îi jucau fălcile. Dânsul spunea că nu știe, nu cunoaște problema, acum aude pentru prima dată, nu a fost informat. În prima fază am încercat să le explicăm faptul că noi ne-am dat seama de riscul care ne-am asumat, că nu suntem copii, dar că e absolut necesar să ducem tratative, să arătăm și noi că suntem un popor civilizat, să ne ridicăm la nivelul altor popoare civilizate din lumea asta. Am dat exemplul polonezilor care au avut tăria, după ce s-au terminat grevele lui Valența, să ridice un monument cu două coloane, pe o coloană erau morții pe Vișturi, pe alte coloane erau morții securității și miliției, dar au avut tăria să-i numească pe toți polonezi. Le-am dat exemplu marelui om de stat, care a fost Lincoln, care la terminarea războiului de secesiune, întrebat fiind care e prețul care trebuie să-l plătească sud învins, a spus că trebuie să transformăm săbile în pluguri și nu mai trebuie să plătească nimeni niciun preț, că toți au plătit prea mult. Să își unească eforturile pentru a construi o America mare și puternică. Am spus, domnilor, istoria dovedit că a avut dreptate, hai să facem și noi la fel. Dar n-am avut cu cine să vorbesc cu niciunul dintre ei. Au încercat să mă aducă fel de fel de argumente. Le-am spus că noi nu suntem pentru proverbul oc pentru oc și dinte pentru dinte, nu vrem să omorâm pe nimeni. Și unul dintre argumente a fost, domnule, spus de către Descălescu și de către Pacoste, domnule, dumneata, știi că Gorbaciov și Cubuș au hotărât în Malta să împarte lumea? Am râs și am spus că nu ne interesează momentan treaba asta, mii de oameni așteaptă în stradă, zeci de mii de oameni, rezultatul discuțiilor noastre. Și atunci m-am întrebat din nou, dumneata, știi că Gorbaciov l-a lăsat pe Bush să intervină în Panama? Da, știam ce, i-am spus, știu ce e acolo cu Noriega, dar nu ne interesează acum. Da, dumneata, știi că Bush l-a lăsat pe Gorbaciov să intervină, să împartă România între Rusia și Ungaria? I-am spus, domnule, asta nu cred. Gorbaciov e cel mai mare democrat al lumii în momentul actual. Ceea ce spun eu era valabil pentru decembrie 89. Și din ce am citit, din ce am văzut ce se întâmplă în lume, am înțeles cât de cât. În primul rând am înțeles un lucru, că dacă privești politica microgeografic, nu înțelegi nimic. Lucrurile trebuie privite planetar, altfel nu înțelegi nimic. Trebuie privite planetar.